Astăzi vorbim despre operațiunea Trandafirul, una dintre cele mai macabre operațiuni ale Revoluției Române. Nicolae Ceaușescu se afla în vizită oficială în Iran, iar Elena Ceaușescu, rămasă la conducerea statului pe timpul șederii lui Nicolae Ceaușescu în Iran, a plănuit alături de Emil Bobu și cu ministrul de interne Tudor Postelnicu ștergerea urmelor lăsate de morții din Revoluția de la Timișoara. Cum au fost furați morții Revoluției din morga Spitalului Județean Timișoara și cum au fost trimiși spre București, spre a fi arși? În noaptea de 18 spre 19 decembrie 1989 s-a pus în aplicare operațiunea Trandafirul, prin care victimele represiunii armate din 17 decembrie aveau să fie furate din morga Spitalului Județean. Cadavrele trebuiau transportate la București și incinerate la crematoriul Cenușa. Urma să se lanseze zvonul că aceștia au fugit din țară. Generalul Constantin Nuță i-a ordonat șefului miliției Timiș, Ion Deherleanu, să se ocupe de problemă. Acesta a comandat o autoizotermă de la Comtim, de la autobaza de la Berexău Mare, iar adjunctul său, Ioan Corpodean, a format echipa de ofițeri care să transporte cadavrele. Din această echipă au făcut parte Gheorghe Avram, Iosif Veverca, Eugen Mișa și Tiberiu Grui. Conducătorul acțiunii de la spital a fost colonelul Nicolae Ghircoiaș, șeful Institutului de Criminalistică a Capitalei. Doctorul Ovidiu Golea, directorul Spitalului Județean, a fost cel care a deschis dacătul de la morgă. Pentru a se putea lucra în liniște, s-au stins becurile din curte, iar geamurile saloanelor au fost acoperite cu perdele. În acea noapte, milițienii au încărcat peste 40 de cadavre, victime ale represiunii de la Timișoara. Numărul victimilor erau monitorizat permanent de către Nicolae Ghircoiaș, iar din partea armatei de către colonelul Dumitru Dăescu. Aceștia raportau lui Stănculescu și lui Coman. În noaptea de 18 spre 19 decembrie, între orele 1:30 și 4 dimineața, milițienii au încărcat în camion peste 40 de cadavre indicate de Ghircoiaș. După încărcarea cadavrelor, autoizoterma s-a întors la inspectorat, de unde a fost preluată de șoferul Dorel Ceacă. Dimineața avea să plece la București împreună cu capitanul Valentin Ciucă, care a și condus camionul înainte de intrarea în București. Camionul a fost însoțit de un autoturism în care se aflau trei milițieni. Ofițerii din miliție ai capitalei trebuia să preia coletele, între ghilimele, coletele. Conducătorul acțiunii din capital a fost adjunctul miliției Ioan Baciu. La intrarea în București, plăcuța numărului de matriculare ale camionului a fost înlocuită. Cei veniți de la Timișoara au fost cazați la un hotel până când cei de la crematoriu își făceau treaba. Au fost chemați la lucru toți angajații crematoriului, care au primit câte 2000 de lei, cu condiția să semneze că nu vor divulga secretul operațiunii. În dimineața de 20 decembrie, 4 pubele cu cenușă au fost duse pe raza localității Popejle Ordeni și au fost aruncate într-o gură de canal. La revenirea la Timișoara, șoferul, care nu știa ce s-a transportat, a fost trimis să spele izoterma. Documentele au fost distruse. Majorul Veverca a declarat la proces: Corpodeanu ne-a spus că este o acțiune secretă și cine refuză să spună și cine refuză și spune ceva va fi împușcat. Pentru a șterge complet urmele, s-a ordonat distrugerea întregii documentații privind victimele. În 22 decembrie au fost arse toate documentele medicale întocmite de ofițerii criminaliști, inclusiv filmele foto care au fost realizate. Așadar, o operațiune macabră, malefică, care a fost pusă la cale, se pare, de către Elena Ceaușescu pentru a șterge urmele, și ar fi motivat arderea acestor cadavre ale morților din Timișoara, cum că nu ar fi fost revendicate de către nimeni și că ar fi fost elemente teroriste.
De fapt, erau oamenii care își cereau drepturile și ieșiseră în stradă să strige jos Ceaușescu, jos dictatura. Ceaușescu habar nu avea, cred, de situația care era în țară și el credea că oamenii sunt mulțumiți. De aceea, la procesul de la Târgoviște, el spunea că poporul luptă și luptă, se referea că luptă pentru el. De aceea, când mergea în vizite în alimentare, se umpleau imediat alimentarele și el trăia cu impresia că poporul are tot ce-i trebuie. Este o părere. Iar Victor Stănculescu, care i-a urcat în elicopter pe cei doi, pe Nicolae și pe Elena Ceaușescu, povestea la 20 de ani de la evenimente că Ceaușescu îi spusese pilotului elicopterului pe care îl chema Maluțan să zboare spre platforma industrială din Târgoviște, la combinatul de oțeluri speciale din Târgoviște, pentru că spunea Ceaușescu, acolo oțelarii îi vor apăra pe el și pe Nicolae Ceaușescu, pe el și pe Elena Ceaușescu. Așadar, se vede din nou că Ceaușescu avea ferma convingere că poporul îl iubește și îl va apăra, iar la unitatea militară de la Târgoviște, când au fost ținuți aproape 3 zile acolo, până pe 25 decembrie, s-a repezit la un moment dat la fereastră, când a auzit vuietul mulțimii care se apropia de garnizoana din Târgoviște, s-a repezit ca să vorbească poporului, pentru că el credea că poporul vine să-l salveze pe el, să-i salveze pe ei doi, pe el și pe Elena Ceaușescu. Sunt multe de spus, ne revedem într-un episod următor cu alte documente.